Ce-i cer roșu? Pe ce ești roșu? Am stat pe burtă. Ce cu schema asta ieftină? Și eu doar ce mi-începeam video. Bună dimineața! Ce mod mai bun să-ți încep dimineața decât cu o înghețată Oreo? Nu? Tara! Planul pe ziua de astăzi în felul următor. Încă nu o să filmăm video pentru celălalt canal, dar o să scoatem piscina afară, o să umplem cu apă și o să ne distrăm în asta, o să fie așa un fel de pre, nu știu, un fel de teaser, un fel de pre-workout, un fel de, nu știu cum să zic, de warm-up, un fel de îndeschidere. Eva momentan se joacă în piscinuța asta, i-am lăsat-o umflată peste noapte, am vrut să o testez să văd dacă se desumflă sau are vreun defect, să știu dacă o returnez sau nu. Se pare că e super mega în regulă. Eva se joacă cu biluțele aici. O să umplem cu apă. O să umplem cu apă. O să ia probabil ceva timp pentru că e destul de măricică. O să încerc să nu o desumflu de tot, ca să nu mă mai chinui din nou afară să o umflu. O să desumflu așa cât să pot să o car din casă afară. Da, toate astea după ce termin înghețata. Hai noroc. Gata, am făcut transferul. Acum nu mai rămâne decât să dau drumul la apă și să așteptăm. Ne vedem când e gata. Piscina e aproape gata. O să mai las apa să curgă vreo 10 minute ca să fie complet plină. Lipsesc câteva lucruri. Și bineînțeles, lucrul esențial. Eva. Și meniul este complet. Ce faci, mă, panier drăguț? Acum mă bag și eu. Testăm topoganul. Punem circulețele astea în partea aia. Și aici rămân mingiuțele. Uite, tati, ce poți faci cu mingiuțele. Am pus apă călduță, e super bine. M-am îmbrăcat și eu, de fapt m-am dezbrăcat și eu. Ține telefonul ca să nu intru cu el. Cum era să nu... Gata, tati, tu stai acolo. Mamă, cât de caldă e apa, am pus apă din nou prea caldă. Da, e bine, e perfect. Topogan. Să-i dăm puțin camera elei și să ne dăm pe topogan. E de aici. Hai, vă așteptăm topoganul. Ce vrei în partea asta? Am venit pe acolo. Opa! Trebuie să udăm ăsta puțin așa, să alunece. Ia, ia, cum? Uup! Te-a plăcut? Eva? Ceva nou, nu prea știe ea cum e treaba cu topoganul. Uite, tati, cum trebuie să te dai așa, vezi? Și-am dat apa afară. Te-a plăcut? Ia, hai să-ți arate, tati, cum trebuie să te dai. De aici, de sus? Hai, uite în spate. În față, hai. Vara viitoare o să dea singurică, momentan cu puțin ajutor. Hai să mișcăm cu mingiuțele astea, uite. Mai trebuie un frățior aici în piscina. Un prieten, un frățior, un verișor. Te las, tati, am plecat la mine în piscină. Și mami nu vrea să intre cu noi. E foarte caldă apa. Data viitoare punem mai rece, dar mie îmi place caldă. E prea caldă, e la mine place caldă. Să fie caldă. Bine, mai aici dă și pe ea în piscinuța cum, aia. Ia chiar, ia să punem aici, că asta e mai... Mai adâncă. Asta e mai adâncă. Îți trebuie colăcel, tati. Aici îți trebuie colăcel. De copii avansați. Aici ai loc să faci cu fundări. E bine. Și cum ajungi în partea aia acum? Ia-te, op. Ajungi singurică în partea aia? Nu. Îți place. Ia, hai, urcă-te. Așa, bravo. Hai. Dacă reușești să te dai singur, ești copil mare. Așa, hai, pe burtă. Up!
Super! Un piculeț de ajutor de la mine așa se urce pe topoganul ăsta, dar cred că i-a plăcut. A luat o gură de apă. Da. Are și o smochină. Au căzut smochine? Da, da. Avem un smochin aici care o să ne cam dea de cap cu smochinele astea ale lui. Dar nu contează. Ne distrăm. Mai au un partea să mai da. Hai. Hai că mami vrea să te mai chinuim un pic. Să filmezi din față. Oh. Aole, ce greu. Ce greu ești. Opa. Nu, ea vrea în partea. Prefer hai. Acolo. Hai, pune acolo. Hai. Să se ducă. Hai. Sus. Hai, mami, hai. Sus pe topogan. Sus pe topogan. Sus pe topogan. A luat o gurită de apă. A luat o gurită de apă. Gata, tatica, așa e în apă. Te bagi și cu fața, o să te obișnuiești tu. Când te faci mare, numai cu capul în apă să stai. Că mie așa îmi place. Da, și eu eram. Gata? Gata! Ia uite. Da, e. Așa e la început, până te obișnuiești, după aia îți place. Pa, mami! Ne vedem mai târziu! Gata cu bălăceala, a fost super, super distracție. Abia așteptăm ziua de mâine în care o să ne bălăcim din nou, dar nu în apă. Dacă deja v-ați prins foarte mulți dintre voi. Dar vedeți, mâine sper să fie vremea cel puțin la fel de bună ca azi. Hai să ducem ștrumful ăsta mic aici la uscat. Și eu să mă duc să strâng toate chestiile alea de afară. Am scos dopul la piscină și până se scurge toată apa, o să iau pe Eva cu bicicleta la o plimbare. Și pentru că nu o să filmez mers, pentru că mi-e foarte incomod și nu-mi place să port GoPro-ul ăla nicăieri pe corp, ne învârtim direct până în parc. Și eu am tras la umbră împreună cu Eva, care la fel ca ieri seară, cei care mă urmăresc pe Instagram au văzut filmulețul, mi-a adormit în spate pe scaunel acolo pe bicicletă. Acum când am ajuns în parc, iar mi-a adormit. Mă rog, mă, cu doar ce a dormit acum când voiam să mă opresc și am dat-o jos, a văzut niște frunze, a început să joace, i-a trecut somnul. O să-mi fie tare greu la întors, pentru că cu siguranță o să o ia iar somnul dacă nu știu, se agită cumva. Tati, să n-adormi aici pe mine. Ne-am luat niște snack-uri, o apiță pentru Eva, un suculeț pentru mine. O să stăm puțin pe aici prin parc și cred că ne vedem direct acasă după un B-roll cu Eva prin frunze. Pentru că Eva e murdară de somnic pe la ochi, am chemat ajutoare, a venit Ela să o ia cu mașina, pentru că nu vreau să-mi adormă pe bicicletă la întoarcere. Ieri mi-a fost foarte, foarte greu să am grijă de ea, pentru că la fiecare groapă, la fiecare curbă îi făcea capul ca un hopametică din ăla. Așa că acum fetele o să meargă cu mașina, iar eu o să duc bicicleta acasă, bineînțeles că nu vreau să mă chinui să o bag în portbagaj, plus că cred că o să ajung foarte repede. Poate chiar înaintea lor. Challenge accepted! Nu știu ce ne zic. Vedem acasă. Bine, vedem care ajunge primul. Acasă. Nu cu foarte mult, dar ce pot să zic? Am ajuns primul. Am obosit un piculeț, am dat la pedale, m-am chinuit, nu foarte tare.
Am avut noroc la semafoare și am luat-o un pic pe niște străduțe cu sens unic, pe unde pot să zic că e drumul puțin mai scurt. Și din clipă în clipă trebuie să ajungă și fetele. Hei, hei. Loser. Cum e să ajungi pe locul 2 și în același timp ultimul loc? Și a fost și ideal la întoarcere. La dus n-ai nicio șansă. Ai adormit, drăguțul? N-ai adormit. Gata, hai acasă. Și înainte să închidem video de astăzi, whoop, îți facem un fan mail pe care l-am primit de la Modrea, Cristiana, Andreea, dintr-o pe tatălul Severin, Mehedin, trimis la adresa pe care o găsiți în descriere, pentru că am întrebat foarte mult unde puteți să trimiteți ceva, o să o pun și pe ecran de data asta. Hai să vedem ce avem de la Cristina, Andreea. Wow, îmi place cutia, îmi place, cutia e frumoasă. Să zici tare să se audă la cameră, ce părere ai de cutia asta? Aaa, ce frumoasă e, foarte frumoasă. Să vedem ce e înăuntru. Poftim, cutia e pentru tine. Ce fac ea? Wow, ce drăguț. Da, wow. E de pus în brad. Nu e cu copăcel, mi s-a părut că e turtă dulce. Foarte drăguță. Foarte drăguță. Mulțumim tare mult, mulțumim, Andreea. E super, super tare. Mi-a zis pe Facebook o să ne trimită ceva handmade. Avem o chestie pe ușă la ea, nu știu dacă ați văzut-o. Tot ceva handmade, e făcut de cineva. Hai să vedem că mai sunt niște chestii aici. Din păcate, pentru Ela. Ela, asta e pentru tine. Și mai e ceva aici, cred că aici e o scrisorică, totul băgat în niște săculeți foarte, foarte drăguți. Ne plac și îți mulțumim mult. Sper că toată lumea a restat până la sfârșitul videoului să vadă ce chestii drăguțe ne-a trimis Cristina. Bună, Adrian, mă numesc Cristina, am 24 de ani și sunt printre primii tăi subscriberi. Îți apreciez mereu efortul și munca pe care o depui pentru fiecare video. Îmi scrie foarte, foarte frumos. Focalizează, băi, să vadă lumea ce frumos scrie Cristina. Bate prea multă lumină pe foaia asta. Trebuie să mă credeți pe cuvânt că scrie foarte frumos Cristina. Atât cu fan mail-ul de astăzi, unul singur, dar foarte, foarte frumos. Ne vedem mâine. Ciao, sper că vă place noul meu loc aici. Am pus camera pe pervaz, lumină naturală. Nu știu de ce după ce zic ciao mai vine câte o idee să mai zic ceva. Ciao.